Eu sunt Antonio și în următoarele două ore o să vă plictisesc până la lacrimi cu o discuție despre Transformers, despre care probabil toți, cu toții știți și uh, probabil mulți dintre voi au faintunat deja niște Transformere și probabil unii dintre voi știu Transformere deja mai bine decât mine. Uh, dar, apropo de parte de faintunare, uh, în general s-ar putea să nu fie suficient doar să faceți fine-tuning la un model pre-trained, adică să faceți rost de date, să scrieți un loc de training și să sperați că o să meargă bine. Există anumite situații în care se pot implementa foarte multe trucuri care să vă ajute. De exemplu, dacă aveți o rețea care este deja pre-trained pentru a clasifica animale, și vreți să o luați și să o faintunați ca să fie mai bună în a clasifica niște rase specifice de căței, dar fără să pierdeți uh, capacitatea pe care rețeaua avea anterior. Adică dacă rețeaua anterior putea să clasifice și cai, și lei, și tigri și diferite rase de căței și voi o primiți spre a o faintuna pe rasele de căței, n-ați vrea ca țara să piardă, de exemplu, din capacitatea de a clasifica lei și tigri. Și atunci, poate ar fi util ceva de genul acesta, în care, practic, voi puteți identifica, prin diverse metode, neuronii, aici sunt highlighted, highlighted conexiunile între neuroni care au un rol specific, voi ați putea, de exemplu, să identificați neuronii care au mai mult care sunt implicați mai puternic în a clasifica căței și să încercați să modificați prioritar pe aceia și să lăsați neuronii care înainte știau să clasifice uh, zebre și lei și tigrii uh, în pace ca să ca să nu piardă puterea de a generaliza pe datasetul pe care a fost el uh, antrenat înainte. Are sens cumva asta? Uh... Ok. Mă rog, o să mai pun întrebări pe parcurs. Dacă vreun dintre voi, ar, uh, din când în când, vă mai deschis microfonul și mai confirmați că e ok ce am zis, uh, ar fi super, apreciez. Ok, super. Uh, da, deci asta ar fi primul, o primă idee. Pentru că pe, anumite, pe multe situații o să vedeți că fine-tuning-ul simplu s-ar putea să nu fie suficient, s-ar putea să fie nevoie să faceți tot felul de trucuri pentru a uh, câștiga diverse avantaje alte trucuri, nu știu. De exemplu, puteți lua un transformer pre-trained și dacă vreți să lucrați cu el, probabil o să vedeți că anumiti neuroni se activează pe anumite feature -uri. sau că anumite capete de atenție au anumite trăsături. De exemplu, pentru o rețea de tip Dino V2, anumite head uri de atenție se focusează. Aici e o poză cu pisici, asta e poza originală și în poza finală puteți să vedeți că niște heatmap-uri care arată Uh, mă rog, o să vă explic la final ce, în, ce înseamnă hit pe astea și cum s-au obținut. Dar în principiu există părți din rețea care se focusează ba pe capul pisicilor, ba pe background-ul dintre ele, uh, ba pe toată pisica, uh, ba pe telecomanda dintre pisici, uh, ba pe codițele pisicilor, uh, ba pe lăbuțe, ba pe urechiușe. Și de exemplu s-ar putea să descoperiți că să vă primiți un clasificator și să vreți să-l fain dar să descoperiți că faptul că se focusează pe background, să zicem, bucata asta de rețea se focusează pe background, e o chestie care vă încurcă la clasificare. Și ați vrea ori să schimbați agresiv bucata asta ca să nu se mai uite pe background, ori să o opriți din asta să uita pe background, ori să o tăiați cu totul, ori să faceți astfel de altfel de trucuri în sensul ăla, asta, astfel încât să vă puteți maximiza performanța în cadrul fine ului vostru. Pentru a putea face toate aceste chestii, este util și cumva asta e scopul nostru în seara asta, să ne asigurăm că înțelegem cu toții cap coadă o implementare de Transformers. O să începem prima dată prin a vorbi, mă rog, cumva abstract cum funcționează Transformers și apoi o să ne uităm și pe implementare. Astfel încât asta să vă ajute ca în cazul în care voi să, o să vreți să faceți chestii mai custom cu modelele voastre care să vă dea un avantaj, să știți să puteți accesa anumite leere din transformer sau anumite weight-uri, să știți cum e structurată arhitectura modelului, cum umblați în el uh, și așa mai departe. Bun, și uh, o să încep cum am spus de la zero. Uh, o să presupun că știți deja cum funcționează rețelele neurale, uh, măcar cele feed-forward. Bun, să începem. Uh, cum funcționează un transformer? Acum parte foarte high-level. Pentru o imagine, un Vision Transformer, uh, în principiu, pornește de la uh, pixelii ro a imaginii și primul pas este să împărțim imaginea în patch-uri. De obicei, patch sunt undeva la 14x14 14 pixel sau 16x16. 16. După ce împart imaginea asta în patch uh, fiecare patch este flattened, adică în loc să am un o matrice de 14 pe 14, am un singur vector de 14 ori 14 elemente, ca după aia să pot să lucrez cu el. Și o imagine, practic, o să fie încă o dată, în cazul de aici, în 9 tokens, o să-i numim tokens de acum înainte pe acești vector cu care lucrăm, și fiecare tokens, dacă pe e de 14 pe 14, să zicem, o să aibă o dimensiune de 14 ori 14. Ok? Bun. Ce facem cu acești token? În principiu, mecanismul principal uh, din Transformer, cel de atenție, sună în felul următor. Iau vectorii atribuiți fiecărui patch și fac o proiecție liniară. Uh, practic, iau uh, o proiecție liniară, înseamnă să mulțesc vectorul ăla cu o matrice. Asta e echivalentul a trece vectorul ăla printr-un strat liniar de neuroni. Și o să iau fiecare vector, fiecare token și o să-l trec prin trei uh, straturi liniare. Primul, uh, fie, și o să am ca output trei seturi de tokens, uh, cu același număr de tokens cât aveam inițial, dar cu o semnificație puțin diferită. Uh, cele trei seturi de tokens se numească Queries, Keys și Values. Foarte, foarte abstract. Uh, ce încearcă să facă fiecare dintre acestea trei uh, sună cam așa. Query-ul uh, lansat de o bucată, de un token, uh, încearcă să spună, uite reprezentarea obiectului pe care încerc eu să-l construiesc. Da, am și niște, niște exemple mai încolo, să trec mai încolo la niște exemple. Ok, deci printr-un un token poate să spună prin query-ul lui, uite, asta e obiectul pe care vreau să-l construiesc prin cheia pe care o emite un token, o să spună uh, uite la ce obiect, la construcția cărui obiect aș putea să contribui eu. Și apoi valoarea este chiar contribuția tokenului uh, către obiectul ăla. Un caz puțin mai, să zicem, concret, deși e tot abstract, un patch de aici poate să spună că eu vreau să construiesc reprezentarea unui scaur alt și maro. Uh, prin query-ul lui. Prin cheia lui poate să spună că eu pot să ofer reprezentarea unui picior pentru un scaun înalt și maro și apoi prin value poate să ofere acea reprezentare a piciorului pentru construcția uh, reprezentării scaunului uh, înalt și maro. Deci, eu de la peciuri, fiecare peci are o informație locală Adică aici, vedeți, am de exemplu, doar acoperișul uh, clădirii. Aici unul dintre turnuri. Uh, acoperișul, uh, sau, mă rog, aici este o bucată de acoperiș, poate să pot să iau peciul ăsta și să-l mulțesc cu o matrice și să obțin un vector care, în mod abstract, vectorul ăla ar putea să spună uh, eu uh, încerc să construiesc reprezentarea unui castel, pentru că peciul ăsta crede că poate face parte dintr-un castel, și el o să emită ca cheie, faptul că el poate să contribuie la reprezentarea unui castel uh, printr-un printr acoperiș, să zicem, și valoarea pe care o emite e chiar contribuția acoperișului la reprezentarea castelului. Ce fac mai departe cu aceste trei informații? Păi, uh, primul lucru pe care îl fac uh, este să găsesc similaritatea între queries și keys. Pentru că Queries era ceea ce vreau să construiesc și Keys era uh, la ce puteam să contribui. Deci, practic, pentru primul token de aici, aș putea să fac similaritatea între ceea ce vrea el să construiască cu uh, cheile tuturor celorlalți token și să văd care dintre ceilalți token pot contribui la ceea ce vrea primul token să construiască. Cum fac similaritatea asta? În practică este un uh, produs scalar. Adică uh, toți acestea sunt, uh, fiecare pulință de aici este un vector. Iau uh, și ca să calculez similaritatea între doi vectori, înmulțesc primul element de la 1 cu primul element de la al doilea, plus al doilea element de la primul cu al doilea element de la al doilea, uh, și așa mai departe. Deci fac, practic, suma înmulțirii componentă cu componentă a elementelor. Și cu cât o să fie mai similari vectorii, cumva, cu atât o să fie uh, suma asta mai mare. Și apoi aplic un uh, softmax pe fiecare linie ca să obțin probabilități. Adică iau vectorul ăsta uh, de query, îl înmulțesc cu toți vectorii de keys ca să văd cât de mult uh, seamănă cheile cu query-ul meu, ca să văd ce token pot contribui la Pardon, obiectul pe care vreau eu să-l construiesc Aplic Softmax, care practic o să-mi ia acele numere care nu sunt uh, îngrădite ca valori. Să le transform în probabilități, care se adună la 1, cum este aici. Și așa uh, obțin ceea ce se numește matricea de atenție, în care practic uh, ce-mi spune este în cazul acesta că primul token, cum ar veni primul patch din imagine, acum la început ar vrea să se uite uh, la cei trei tokeni cu o, o astfel de probabilitate, pentru că cei trei tokeni pot contribui în mod diferit la ceea ce vrea el să construiască. Și ar vrea să ia 70% de informație din tokenul ăsta, 10% din informație din tokenul ăsta, 20% din informație din tokenul ăsta, ca să construiască reprezentarea pe care el o vrea. Și apoi, singurul lucru care mai rămâne de făcut... Este să fac această sumă ponderată. Adică, primul, pentru primul query, iau aceste probabilități pe care le-am asignat la uh, toți tokenii, și apoi iau valoarea emisă de fiecare token și o mulțesc cu ponderea aferentă și fac suma ponderată. Și obțin o nouă valoare pentru primul token, care practic este acum uh, transformat. Deci, prin metoda asta, eu pornesc cu număr de tokeni. 10 să zicem și la final ajung tot cu 10 tokeni, dar care acum sunt transformați. Acum nu mai sunt doar peciurile inițiale, ci acum conțin o informație mai abstractă care este agregată uh, din toată imaginea. Deci un token are acces la toți ceilalți tokeni și cumulează informație din toți ca să construiască ceva mai abstract. Ok, uh, are sens până aici? Uh, am vorbit prea repede, am vorbit prea încet, m-am grăbit. E yeah, ok, e yes, okay. super. Bun. Acum, uh, de ce are asta sens? Uh, mă rog, cumva intuiția mea e nu doar că are sens, ci că este chiar o metodă foarte robustă de a procesa lucrurile în general. Eu am un background de computer vision. În computer vision a existat la un moment dat un tip de rețea propusă de Hinton, care este cumva, ca să zic așa, tăticul sau unul dintre părinții inteligenței artificiale, care a propus la un moment dat o, un tip de rețea, se numea Capsule Network, care funcționa cumva pe următorul principiu. Uh, o să vă spun pe următorul principiu. Ideea este că ce încerca el să facă era să re, să inverseze procesul de la computer graphics. Ce se întâmplă în computer graphics? În computer graphics, mă rog, eu nu știu computer graphics, astea sunt lucruri pe care le-am atunat din papers. Dacă, dacă, am fost, dacă informația pe care am adunat-o nu este tocmai corectă sau accurate, îmi pare rău. Dacă am fost misit eu, o să vă minți și pe voi. Nu pot verifica această informație, dar o să vă transmit mai departe cum am primit-o și eu. Practic, un computer graphics. Ce se încearcă este ca, pornind de la reprezentarea abstractă a unui obiect, de exemplu să zicem că am un scaun maro și înalt, eu o să am o reprezentare abstractă a lui care este sub formă de vector. O să am mai multe numere, cum sunt cele înșirate aici, care fiecare număr sau, mă rog, combinațiile de numere de aici îmi dau niște, au o semantică. Adică, de exemplu, primul număr ar putea să-mi spună dacă este un scaun sau nu. Al doilea număr ar putea să-mi spună înălțimea obiectului. Al treilea număr, culoarea lui. Al patrulea număr, la ce unghi este rotit obiectul. Și așa mai departe, luminozitate, textură, Asta se numește un pose sau o reprezentare abstractă a unui obiectului. În Computer Graphics noi vrem să pornim de la vectorul ăsta care încodează obiectul abstract și să ajungem la pixel. Și o, un aspect foarte important de acolo este că pot să iau vectorul care este reprezentarea abstractă a unui obiect și să obțin reprezentarea abstractă a unei părți din acel obiect printr-o singură transformare liniară, adică doar înmulțind vectorul ăsta cu o matrice. Deci cumva garanția de la care plecăm este că pot să iau reprezentarea abstractă a unui obiect și pot obține reprezentarea abstractă a unui părți din acel obiect doar luând vectorul pe care îl aveam inițial și mulțindu-l cu o transformare liniară. Atât. Și mulțindu-l cu o transformare liniară. Și pot să obțin un vector care mi-encodează abstract o parte din acel obiect. Și apoi pot să mă duc și mai adânc și mai adânc și mai adânc să iau vectorii și să-i cu transformări liniare ca să obțin uh, reprezentarea ale părților până când ajung la un set de vectori, la o parte atât de mică încât uh, vectorul meu este chiar pixelii pe care se i randez pe ecran. Și acum, ce am vrea noi să facem în Computer Vision este fix procesul invers. Eu plec de va la valorile pixelilor. Și am cumva garanția din computer graphics că pot porind de la valorile pixelilor să mulțesc uh, aceste valori cu o matrice, să le aplic o transformare liniară și să găsesc reprezentarea abstractă a părții de obiect din care făceau parte pixelii. Adică practic dacă aici uh, de aici până aici avem o matrice X eu aici aș putea mulți cu inversa lui X ca de la parte să ajung la întreg, ca de la pixel să ajung la uh, edge, ca de la edge să ajung la părți de obiect, ca de la părți de obiect să ajung în final la reprezentarea întreaga obiectului. Deci, practic, eu aș putea doar printr-o succesiune de uh, transformări liniare să plec de la pixeli și să ajung la reprezentarea abstractă a obiectului și am cumva, mă rog, o garanție, nu vreau să intru în partea teoretică, mă depășiți și pe mine, dar în principiu există aceste matrici care sunt inversele matricilor pe care le-ați în computer graphics, pe care noi putem să le învățăm cu gradient descent, astfel încât noi să avem în general, sau mă rog, în practică tot timpul sau aproape tot timpul, noi avem garanția că plecând de la pixeli, printr-o succesiune de transformări liniare, putem să ajungem la obiectul, la reprezentarea abstractă a obiectului mare. Dacă pot să pun o întrebare? Da, sigur. Cum rezolvăm situația în care transformările liniare nu sunt inversabile? De asta, de asta aveam o, o, cum zice, o, reticență în a spune că avem mereu garanția și am zis că nu vreau să intru în partea teoretică, pentru că, da, dacă intri în partea de stabilitate numerică și dacă poate fi inversată sau nu, în fine. Dar, în principiu, în mod empiric, nu în mod empiric, nu știu, nu pot să-ți dau nimic teoretic pe marginea asta. Da, înțeleg, dar, de exemplu, în exemplul de mai devreme mergeam de la o jumătate de scaun la un scaun întreg. Da. Și cum știm sigur că jumătatea de jos a scaunului este jumătatea pe care am generat-o? Uh, în ce sens pe care am generat-o? Adică cum știm sigur că informația pe care o avem la final este informația de la care am plecat. Uh, ok. Pre nu prea știi eu concret. Da. Uh, dar, uh, da, uh, pentru asta se face un sistem de votare, cum ar veni. Uh, aici intervine cumva partea de atenție. Uh, la ce e bună atenția? Pentru că, uite, exact ce ai spus tu. Dacă să zicem că am o reprezentare abstractă pentru bucățile astea de imagine și le aplic transformarea aia lineară, uh, bucata asta de imagine de aici ar putea, zice, ar putea crede că face parte dintr-o pisică de genul ăsta. Adică când iau uh, partea de obiect și o mulțesc cu matricea aia, uh, partea asta de obiect o să creadă că face parte într-o pisică de genul ăsta. Partea asta de obiect o să creadă că face parte într-o pisică de genul ăsta. Bucata asta de scaun poate să creadă că face parte într-un scaun de genul ăsta. Bucata asta de scaun poate să creadă că face parte într-un scaun de genul ăsta. E, și aici cumva intervine partea de atenție. Modul în care uh, decid care este Forma obiectului mare din care fac uh, parte părțile este prin a lua uh, estimările tuturor părților, uh, calculez un agreement între ele, care practic asta se întâmplă la atenție. Văd unde agrează uh, token între ei, unde vor să construiască cam aceeași chestie și apoi fac o sumă ponderată a lor. Și practic uh, pisica finală pe care o să o obțin este, cum ar veni, media sau o sumă ponderată între estimările celor două bucăți de pisică. Și scaunul final este o medie ponderată între estimările celor două bucăți de scaun. Adică, da, nu știm dacă scaunul propus de o parte este bun sau scaunul uh, propus de cealaltă sau dacă vreuna dintre ele reprezintă chiar scaunul real, dar uh, noi încercăm să antrenăm rețeaua astfel încât Uh, în primul rând o antrenăm astfel încât să poată să clasifice scaunele cum trebuie sau să producă o imagine a unui scaun cum trebuie uh, și găsim uh, matricile astea, aceste transformări liniare astfel încât peciul să poată să exprime cât mai bine întregul astfel încât când fac o medie ponderată a întregilor estimați să fiu cât mai aproape de întregul real Are sens cumva? Da, are sens Uh, ok, deci noi încercăm să estimăm obiectul mare făcând o medie ponderată între ceea ce estimează fiecare bucată, că cum ar arăta obiectul mare. Am înțeles, mulțumesc! Uh, cu drag, cu drag! Super! Uh, ok, deci asta face un transformer. Deci practic ăsta e mecanismul din spatele unui transformer. Plecând de la presupunerea că uh, pot să plec de la. Uh, reprezentările părților de obiecte și să ajung la reprezentările obiectelor doar printr-o transformare liniară. Uh, plec de la token ăștia, care reprezintă o parte din, dintr-un obiect, undeva pe la mijlocul rețelei o să reprezinte părți de obiecte. Fiecare uh, token spune ce obiect uh, estimează pozul obiectului pe care încearcă să îl construiască. Adică cum, aici, cum era aici, pe ăsta, practic, o să estimeze pisica asta, o să emită ca cheie pose obiectului la care poate să contribuie și ca valoare o să emită chiar contribuția la pouzul ăla, la reprezentarea abstractă. Și după aia, prin partea de atenție, un token se poate uita la toți ceilalți token, se grupează practic tokenii care încerc să, încearcă să construiască cam aceleași chestii și se face o sumă ponderată a estimărilor lor pentru obiectul mare. Și așa, practic, pot porni de la peciuri care să zicem că o conțin liniuțe și grupându în felul ăsta să obțin reprezentări pentru chestii mai abstracte, cum ar fi edge -uri. apoi din edge să obțin colțuri sau cerculețe sau tot felul de forme, apoi din forme părți de obiect, apoi părțile de obiect estimează obiectul mare din care fac parte și făcând suma ponderată a estimărilor obțin o reprezentare pentru obiectul mare și obiectul, reprezentarea obiectului mare după aia pot să o clasific sau Pardon, sau să facă, mă rog, ce vreau eu cu ea. Ok, Bun. Cum funcționează un vision transformer? Păi, am, e practic un bloc de transformer, este o secvențiere între un modul de atenție, care e ce am discutat până acum, în care fiecare token comunică cu toți ceilalți token, și un modul de, mă rog, o rețea, o, niște lere liniare normale, în care fiecare Token se ajustează individual, practic. Deci am o etapă de comunicare, care e partea de atenție, și o etapă de ajustare individuală, care, în care trec fiecare token printr-o printr rețea feed forward fără să comunice între ele, separat. Deci este un bloc de transformer, o rețea de tip transformer este o, un, o listă de astfel de blocuri care se apelează unul după celălalt. Uh, mai sunt aici niște detalii tehnice, mai există niște normalizări, niște skip connections, dar uh, nu o să intru chiar acum în ele, o să discutăm despre ele dacă avem timp, uh, mai târziu vreau să discutăm mai întâi partea de Transformer. Ok, și dacă aș vrea să fac o clasificare cu un uh, Transformer, practic iau imaginea, o, imagine, o împart în patch-uri, linearizez fiecare patch, pe lângă tokenii uh, de la patch-uri o să mai adaug încă un token special de clasă. De obicei el are numele, este denumit în literatură CLS sau Class Token. Este un token care nu care este învățat, adică punește de la o valoare random și se updatează cu in Descent, care este separat de toate celelalte peciuri, de tokenii provenți din peciuri. Și apoi trec toți tokenii ăștia uh, CLS-ul plus peciurile prin module de atenție și module liniare, și apoi la, îi lasă să comunice între ei, să generalizeze, să genereze reprezentarea abstractă a obiectului și apoi, la final, o să iau tokenul de CLS, mai pun peste el un strat liniar și acel strat liniar o să-mi facă clasificarea. Și, practic, rețeaua o să fie antrenată ca în tokenul de CLS să strângă reprezentarea abstractă finală a obiectului, Astfel încât eu peste tokenul ăla de cls din reprezentarea lui finală să pot să pun un strat uh, liniar peste și să obțin uh, o clasificare. Bun. Și uh, ultimul aspect care mai fi discutat legat de uh, schema de la Vision Transformer e că aici mai vedeți niște uh, numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ideea este că în cadrul modulului de atenție nu contează ordinea. Adică eu când fac aici mulțirile de toți cu toți și fac adunarea asta ponderată, de exemplu, dacă aș fi schimbat la input tokenul 2 cu tokenul 3, nu s-ar fi întâmplat nimic. Pur și simplu când dacă aș fi schimbat aici, dacă inversam la început peciurile, să zicem că noi le dădeam un ordine în ordine care apăra un post, îl inversam pe al doilea cu al treilea, aici mi-ar fi ajuns uh, cheia de la al treilea și aici cheia de la al doilea, aici aveam un 0,7, aici aveam un 0,1, aici ar fi fost plus 0,7 ori reprezentarea de la al treilea, plus 0,1 reprezentarea de la al doilea și în final îmi dădea aceeași chestie. Adică ce vreau să zic este că dacă eu luam token ăștia de intrare și le dădeam shuffle random, aș fi obținut Același lucru, Adică nu contează ordinea. Eu toți se uită la toți și fac o sumă ponderată a celor care rezonează între ei, dar nu contează unde sunt cei care rezonează între ei. Pur și simplu. Dacă rezonează cu 0,7, la cu 0,7, nu contează ordinea unde sunt în spațiu și așa mai departe. Deci este cumva o lipsă de informații în rețea în legătură cu poziționarea lor. Dacă eu aș lua pur și simplu peciurile și le-aș da în ordinea în care apar, sau aș da peciurile astea într-o ordine random, rețea mi-ar da același output cu ce am discutat până acum. Deci ideea e că dacă eu le, le luam pe ăștia de la început pe cei 10 și le dădeam shuffle, le puneam într-o oricare ordine, când ajungeam aici să calculez matricea de atenție, ei toți se găseau între ei, cei care rezonau și oricum aș fi făcut suma asta ponderată între cei care rezonau între ei cu aceleași ponderi. Adică, practic, aici nu contează că ăsta e primul, ăsta e al doilea, ăsta e al treilea. Dacă rezonează cu în proporție de 70%, o să adun 0,7 ori valoarea uh, celui cu care rezonează, indiferent unde este el. Și atunci, eu, ca să ajut rețeaua, ar trebui, practic, să-i furnizez uh, aceste informații, uh, care țeaua să știe că două peciuri sunt unul lângă altul și că asta contează. Modul în care furnizez această informație rețelei este că la peciul inițial pe care îl transform într-un vector, deci la vectorul inițial care reprezintă peciul, mai adaug încă un vector care să-mi reprezinte poziția. Vectorul ăsta puteți să-l dați într-un mod uh, matematic. Există niște Uh, formule standard pentru care, prin care puteți obține niște vectori de poziție pe bază de niște sinusuri și cosinusuri și, uh, în fine, puteți încoda poziția într-un mod în care ajută transformul să înțeleagă ce patch este lângă ce alt patch. În practică, din ce am văzut eu, sau, mă rog, din ce am folosit eu, uh, se, uh, este destul de popular să nu aleg eu niște valori pentru vectorii de poziție, ci să, ca vectorii de poziție să fie inițializați random și să fie învățați cu gradient descent. Adică aveți opțiunea ori să puneți niște valori standard care încodează poziția, ori să lăsați uh, rețeaua să învețe vectorii ăștia de poziție. Deci, practic, pe lângă patch noastre, avem acești vectori de poziție care sunt aceiași pentru uh, toate inputurile, Deci poziția 1 o să aibă aceeași valoare pentru toate inputurile și pe care îl învăț cu gradient descent și pe care la început pur și simplu îl adaug uh, adunarea, adică nu îl concatenez, ci pur și simplu îl adaug, îl, îl adun la reprezentarea peciului. Astfel încât, înainte să intre în blocurile de atenție, tokenul ăsta o să spună practic, o să conține valoarea pixelilor și peste valoarea pixelilor o să conține poziția. Adică, practic, acest uh, token o să transmită mai departe că eu conțin un acoperiș și, și sunt pe poziția 1 din poză. Scuze. Ok? Uh, pentru imagini se folosește același stil de encodare cu sinuțuri și cu asinuțuri a poziției sau se folosește altul? Uh, da, poți să-l folosești tot pe același, uh, cu o mențiunea că trebuie să ai grijă că imaginile sunt 2D. Adică îți trebuie o reprezentare 2D pentru acei uh, sinus și cos. Nu, nu poți să iei pe cea din, uh, pe cea din uh, NLP și să o pui pur și simplu. Pentru că, adică dacă le-ai da ca la NLP, să zicem ăsta, e, voi învedeți mousul, nu? Da, să vedem. Ok. Spuneți că ăsta e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 practic tokenul 3 și cu tokenul 6 sunt lipiți unul de celălalt. Dar dacă tu ai spune doar că ăsta e 3 și ăsta e 6, ar fi cumva greu rețelei să, să știe că astea sunt una sub alta. Și atunci, practic, ar trebui să-i dai, poți tot pe baza de sine și de cost să-ți generezi, dar să nu fie 1D, ci să fie 2D, adică să-i dai cum ar veni linia și coloana în încodarea aia. Are sens? dar în principiu, da, poți folosi fix ce folosești și la NLP, dar să ai grijă că atunci când le generezi, să nu le generezi cum ar veni doar pentru 1D, să -ți iei o variantă. Există pe net multe implementări de uh, positional embeddings care îți dau positional embeddings cu sinus și cos 2D. Și poți să le folosești pe alea și merg. Adică da, e la fel, doar că e 2D în loc să fie 1D. Ok, mulțumesc. Cu drag, super. Bun. Uh... Cam atât. Și în afară de asta mai sunt niște straturi de normalizare și un skip connection în care practic după fiecare după blocul de atenție și blocul de multilayer uh, multilayer perceptron, practic aici o să adun inputul care era inițial cu ce mi-a ieșit din atenție. Deci cumva atenția asta calculează doar uh, o diferență peste inputul inițial output final o să fie input inițial plus layer-ul aplicat peste input-ul inițial. Uh, cum ar veni x egal cu x plus layer de x. Uh, demonstrație video să vă arăt asta. Uh, au niște proprietăți foarte interesante transformării. Uh, Paper-ul de la Dino arată foarte drăguț. Uh, Poți să iei tokenul de cls și să vezi la ce bucăți din imagine s-a uitat și aici este o rețea care practic ce a primit a fost o secundă o iau o imagine, o augmentau în două moduri și apoi puneau rețeaua să zică că e aceeași imagine. Atât. Adică rețeaua asta n-a primit niciodată segmentări de obiecte. Dar ce poți vedea dacă te uiți pe tokenul de cls este că tokenul de cls se uită fix la obiectul din foreground. Adică, practic, cumva asta ne validează ideea că transformul nu doar că caută statistici peste pixeli, ci că în interiorul lui chiar reușește să construiască reprezentarea abstractă a obiectului și că dacă te uiți pe tokenul ăla de CLS, chiar poți vedea cumva în interiorul arhitecturii că el se focusează pe obiect. Aici mai sunt niște videouri interesante. Da, deci aici vedeți pe ce se focusează tokenul de câls din imagine. Și cumva, practic, este foarte interesant să poți obține segmentarea obiectului din foreground fără ca rețeaua să fie fost vreodată adnotări de segmentare. Adică pur și simplu, prin faptul că ei o poză și o comentez în două moduri și pui rețeaua să, să recunoască că e același obiect, învață să se uite la obiectul din foreground și tokenul de călsă chiar modelează obiectul din foreground și poți să vezi cumva asta uitându-te pe ce peciuri este mai atent tokenul decât CLS, prin matricele de atenție. A, și aici este foarte interesant, ai o maimuță care vine și când e maimuța în foreground se focusează rețeaua pe maimuță, dar când dispare se focusează pe copac. Acum copacul a devenit obiectul în foreground și când revine maimuță se focusează pe maimuță. E că adică sunt foarte versatile, chiar înțeleg care este obiectul din foreground. Când este maimuța prezentă, ignoră copacul, dacă nu mai e maimuță se focusează pe copac. Și aici, a, ok, o să revin aici în, a, la ce v-am arătat inițial. Ce v-am arătat aici este matricea de atenție a tokenului de cls de pe ultimul strat. Adică dacă mă duc înapoi aici la Vision Transformer și iau a, ultimul strat de aici și mă uit la matricea de atenție, și mă uit la tokenul de CLS să văd ce numere asociază fiecărui patch din imagine, obțin asta. Aici, de exemplu, pot să văd că tokenul de CLS se focusează foarte mult pe cap. De ce am mai multe ploturi aici? Pentru că, în general, nu există o singură matrice de atenție, ci apare ceea ce se numește multi-head attention, în care procedura pe care v-am explicat-o aici, de generare de queries, keys și values, se întâmplă nu doar o dată, ci de mai multe ori. Și tot ce se întâmplă aici. Deci tot ce se întâmplă în astea două slide-uri, generare de keys, queries, values, matricea de atenție, suma valorilor ponderate, se întâmplă de la multe ori. Fiecare astfel de procedură de atenție se numește un attention head, un cap de atenție. Și o să am mai multe în interiorul unui modul de atenție. Deci, practic, dacă am avea 8 capete de atenție, am genera 8 seturi de query, 8 seturi de keys, 8 seturi de values, am avea 8 seturi de matrici de atenție și 8 seturi de uh, sume ponderate și am obține la final 8 seturi de token. Ok. Bun. Cum obțin la final din cei 8 uh, tokeni unul singur? Îi concatenez. și după aia pot să mai trec printr-un strat liniar ca să aduc la ce dimensiune vreau eu. Adică se poate întâmpla ca aceste 8 token, când îi concatenez, îmi dau o dimensiune mai mare decât a vectorului pe care aveam inițială. Și atunci pot să mai aplic o, o matrice, o transformare liniară, să trec printr-un strat liniar ca să-i readuc la dimensiunea la care voiam eu. Dar în practică ideea este că pornind de la un set de token, fac 8 atenții în paralel și apoi concatenez cele 8 outputuri. Și aici ce vedeți în notebookul acesta este matricea de atenție pentru fiecare din cele 8 capete de atenție ale modelului uh, din V2. Și, practic, vedeți că prim, în, pentru primul cap de atenție, tokenul de cls se activează pe capetele pisicii, În cadrul celui de-al doilea cap de atenție, tokenul de cls strânge informație din background. Pentru al treilea cap de atenție, tokenul de cls strânge informație din uh, pisicile întregi, după aia strânge informație din telecomandă dintre ele, după aia strânge informație de la codiță, după aia strânge informații de la lăbuțe și din urechi și apoi tokenul de CLS o să fie concatenarea tuturor acestor informații. Adică în tokenul de CLS o să am informații despre cap din primul cap, despre background din al doilea cap de atenție, despre pisică din al treilea, despre lăbuțe din uh, ultimul. Și toată informația asta o concatenez. Și obțin uh, practic vectorul de călăsă final. Mă rog, pe transformă se obțin niște uh, vizualizări foarte fascinante, cum ar fi acestea. Uh, sincer, mă așteptam să trăiască să te chinui mai mult să obții astfel de vizualizări, dar aparent e suficient să te uiți pe matricea de atenție de pe ultimul strat. Și... Da, mă rog, cumva asta e o... Din nou ca o validare a faptului că transformerul face ce trebuie, că știe să focuseze pe ce trebuie și, mă rog, cumva e fascinant că a apărut în text și funcționează și pe vision la fel de bine ca și când ar fi venit din Vision uh, direct. Adică implementează chiar ideea de la reverse uh, cum e ce? computer rendering. Uh, deci cumva e o validare că o idee generală, probabil sunt aici să stea și este foarte util pentru voi să înțelegeți cum funcționează și să vă uitați, în, uh, să puteți să vă uitați în cod ca să uh, faceți schimbări de genul celor pe care le-am discutat în prima, la, la introducere. Ok, văd că este fără 10, ați vrea să facem 10 minute pauză uh, și să revenim. Am terminat uh, prezentarea despre Transformers în mare, acum, ok, hai să ne uităm pe o implementare de Transformers ca să vedem în cod ceea ce am discutat până acum. Asta e cumva una dintre cele mai easy, sau dacă nu cumva cea mai easy implementare de uh, Transformers pe care am găsit-o. O să încercăm să ne uităm pe ea dată. Ok, aici linkul pe care vi l-am dat este un Vision Transformer implementat. Și o să începem să ne uităm începând de la partea de Transformer. În partea de Transformer, practic, pentru adâncimea pe care o avem pentru rețea, pentru numărul de leere, o să am un set de atenție și feed forward. Ok, asta e fix ca aici. Am atenție și feed forward. Și în partea de forward, prin transformer, pardon, pentru fiecare uh, bloc care are o atenție și un feed forward, x egal cu x plus atenție de x, x egal cu x plus uh, feed forward de x. Ok? Asta e fix ce am discutat aici. Deci, asta e pe scurt <laughs> cam, cam, cum funcționează transformerul mare, gen de it. În afară de mici trucuri, cam asta este arhitectura pe care o să o găsiți peste tot. Acum, partea de fit forward o să o găsiți sus de tot. Este pur și simplu formate din două straturi liniare cu activări, drop-out și normalizări. Mă rog, standard. Și în afară de asta mai aveți partea de atenție. Acum, hai să ne uităm pe cum funcționează partea de atenție. Aici, uh, ok, îmi pare rău că n-am făcut un uh, setup mai complex. Uh, mă rog, în fine. bun, practic, ce o să primesc eu ca input la Transformer? Păi, o să primesc, să text, Inputul meu o să fie, să punem 40, batch size, ok, deci am mai multe poze pe care vreau să le procesez, pentru fiecare uh, batch am un număr de tokens și pentru fiecare uh, token am o anumită dimensiune. Deci inputul meu uh, pentru transformer o să fie o matrice 3D, cum ar veni, în care prima dimensiune o să fie câte poze procesez într-un batch, a doua dimensiune numărul de token din poza respectivă și a, a treia dimensiune o să fie dimensiunea uh, tokenului efectiv. Acum, cum implementăm modulul de atenție? Păi, în primul rând, o secundă, stați că și eu mă pierd în, în cod, ok. Primul pas, să obținem queries, keys și values. Cum obținem queries, keys și values? Am zis aplicând uh, un strat liniar, o transformare liniară peste inputul nostru. Aici, în implementarea asta, dar probabil și în alte implementări pe care o să le găsiți, este un făcut un truc în care uh, folosesc un singur strat linear, uh, dar ca output îl pun să aibă uh, de trei ori mai mulți neuroni uh, decât am vrea noi. Ca, uh, pentru că la final o se fac split în prima treime de neuroni, a doua treime de neuroni și ultima treime de neuroni ca să obțin queries, keys și values. Dar pentru procesare, practic pot să fac un singur strat cu de trei ori mai mulți neuroni decât aș vrea eu. Ca dintr-o singură mulțime de matrice să obțin și query și key și values. Acum, dim este dimensiunea vectorului pe care îl primesc eu ca input. Și acest inner dim este dimensiunea unui head, de atenție, câte head-uri am. Care e diferența între dimensiunea... Între dimensiunile astea? Păi, practic, DIM am spus că este uh, practic dimensiunea vectorului care îmi intră în rețea. Mai este un head DIM care practic îmi spune ce dimensiune vreau să aibă queries, keys și values. Deci asta o să fie uh, dimensiunea pentru query keys și values care poate fi diferită. De exemplu, într-o rețea mare, cum ar fi uh, Whisper, să zicem, sau mă rog, toate, cam toate rețelele în Dino. În Dino, de exemplu, uh, dimensiunea pentru uh, token este undeva la 1536. Și queries, keys și values au o dimensiune de 64 doar. Adică noi când facem matching-ul ăla între uh, componente, nu este Necesar să-l facem la dimensiunea întreagă, ci putem să reducem dimensionalitatea, adică putem... Uh, mă rog, putem să reducem computația făcând uh, calcule pe dimensionalitatea mai mică. Adică putem să o facem queries de doar 64 de componente. Ok, revenind. Stratul care îmi scoate queries, și values, Pornește de la dimensiunea mea inițială. La final am mulțesc cu un 3 pentru că vreau queries, keys și values și dimensiunea mea o să fie numărul, uh, scuze, numărul de headuri ori dimensiunea pe un head. Deci, practic, stratul ăsta o să-mi scoată uh, dimensiunea unui head, ori numărul de headuri, ori 3 elemente. Apoi, uh, ce fac cu X când îl primesc? Păi, uh, aplic query keys și values uh, peste X. Și aici facem un chunk de 3 pe ultima dimensiune. Adică, face fix ce -am zis eu, ia acest neuroni care, practic, sunt de trei mai mulți decât vroiam eu și împart în uh, trei ciancuri. Prima treime, a doua treime și ultima treime. Prima treime o să fie queries, a doua treime o să fie keys și ultima values, pe care scoate aici uh, la final. Bun. Aici intervin niște operații uh, care Par complicate, dar dacă le discutăm, s-ar putea să aibă sens. Care funcționează în felul următor? Eu, primind un set uh, de tokens, ce dimensiune o să aibă token? Păi, uh, batch size, numărul de token, și apoi o să mai am încă un vector care este de dimensiune numărul de head-uri ori uh, dimensiunea unui vector din head de atenție. Această paranteză înseamnă că asta e o singură dimensiune care are ca uh, mă rog, sumă de elemente H or D. Uh, deci obțin query key și values. Asta e un vector de trei elemente pentru că împartă la 3, Și apoi query key și value o să aibă dimensiunea asta. Batch size ori număr de token și apoi un număr de elemente egal cu număr de heads ori dimensiunea per head. Ce face aici în rearrange este să ia query keys și velius, de asta face un map peste fiecare element, peste queries, peste keys și peste velius. Deci mie pot doar uh, aplic operația peste toate trei. Le ia pe fiecare dintre aceste trei din formatul ăsta și le aduce în formatul ăsta. Ca să fie mai ușor de procesat. Formatul final este batch size, rămâne la început. După care numărul de heads, de ce este numărul de heads scos în față? Pentru că numărul de heads la momentul de față este echivalentul unui uh, batch size. Fiecare head face procesarea aia în uh, paralel. Nu comunică unul cu celălalt. Aș putea scoate de aici poza. Ok. Deci pe fiecare head o să se întâmple asta și în timpul uh, în timp ce se întâmplă asta în cadrul unui head, head-urile nu comunică între ele. Deci, practic, eu pot să mut head-ul uh, lângă batch size, acolo la dimensiune, și să-l tratez efectiv ca un batch size. Adică, noi avem B or H matrici de atenție pe care vrem să le procesăm și le procesăm în paralel. Adică, la momentul de față, head-ul este efectiv ca, ca, un, ca un batch, le procesăm în paralel. Uh, nu vrem să avem nicio interacțiune între elementele din batch-uri diferite, nu vrem să avem deocamdată nicio interacțiune între elementele din head-uri diferite. Ok? Și apoi, uh, ultimele două dimensiuni pe care vrem să le scoatem sunt numărul de token și de care este dimensiunea uh, query-ului, respectiv q ului respectiv value-ului. Deci să avem la final trei vectori, Q, uh, KV, care au dimensiune batch size, ori număr de head-uri, ori număr de tokens, ori dimensiunea unui token. Bun. Deci acum avem queries, keys și values care sunt de dimensiunea asta. Ce am vrea să facem cu ele? Păi am vrea să calculăm matricea de atenție. Uh, cum calculăm matricea de atenție? Păi pur și simplu o mulțim query cu chiurile. Iar la keys uh, facem transpusa, transpunem ultimele două uh, dimensiuni. De ce? Pentru că astea ar fi așa, batch ori heads ori n ori. d. Să zicem că astea sunt queries și astea sunt keys. În PyTorch uh, modul în care funcționează implementarea de la MatMul As far as I'm aware, este că dacă tu apelezi matmul pe astea două matrici de dimensiune 4, îți, îți înmulțește practic pe ultimele două dimensiuni și restul dimensiunilor le tratează ca batch size. Adică o să ai mulțiri de matrici 2D care se întâmplă în paralel, practic ca și când ai face un for pentru fiecare B or H matrice de N or D. Are sens? De deci ce o să ia în considerare doar ultimele două, două dimensiuni și face oh, și face mulțiri doar, matric, doar pentru matricele de dimensiune N or D și astea le consideră ca batch size. Practic puteți să considerați că e for batch, in, uh, batch size, for head în numărul de head-uri, fiecare matrice de N or D. Și de ce face uh, transpunerea? Pentru că noi am avea N or D și N or D. Dacă le iau și transpun ultimele două uh, dimensiuni de aici, o să am N ori D ori D ori N, care în total, uh, conform legului de mulțire a matricei, o să-mi dea o matrice de dimensiune N, N Adică numărul de token pe număr de token, care practic e matricea mai de atenție. Cât se uită fiecare token la fiecare token. E ok? Deci asta practic acest dot de aici este practic materia cea mai de atenție. Partea asta până aici are sens? Super, super. Deci obțin uh, batch size ori număr de heads ori n ori n. Care este acest dot care vine de la dot product, uh, să scalar. Și apoi matricea de atenție este self-attention dots. self ten este practic doar un softmax, adică face doar transformă numerele alea în probabilități. Ca să obținem exact ca la graficul ăsta, în loc să avem niște nu numere reale, să avem probabilități care se adună la 1. Și apoi ultimul pas este să facem mutarea dintre matricea de atenție și vectorul de valori. Ok, matricea de atenție este BHNN, vectorul de valoare este BHND și când le mulțesc o să-mi dea un vector de BHND care o să fie practic acești tokeni finali. Când înmulțesc matricea de atenție cu values, practic o să-mi obțină fix sumele astea ponderate. Da, nu știu care are sens să desfășor calculele astea, dar, în fine... Uh, mă rog, are sens în mare, că dacă iau velius și înmulțesc cu matricea de atenție, practic o să obțin, să zicem că iau prima linie din matricea de atenție de aici și mulțesc cu velius și o să am 0,2 ori... V1 plus 0,1 ori V2 plus 0,3 ori V3 și mă rog, când fac toată matricea, toate calculele conform regulilor de mulțire, o să obțin E ori D la final și aceste N ori practic o să fie chiar suma ponderată a valorilor. Bun. Și apoi ce fac? iarăși rearanjez vectorul ăsta de la batch size or heads or n ori vreau să am batch size Numărul de tokeni, și apoi asta e partea de care le ziceam în care concatenez uh, head-urile și dimensiunile. Această paranteză la final practic îți face cum ar veni concatenare între dimensiunea care era inițial H, dimensiunea de pe poziția 2 și dimensiunea de pe poziția 4, și o să obțin un vector de H ori D uh, la final. Pe care apoi acest to out mi de la inner dim, care este numărul de heads ori dimensiunea unui head, și mi-l aduce la dimensiunea inițială. Adică, aplic un strat inițial ca să schimb uh, dimensiunile tokenilor care rezultă din concatenare la dimensiunea pe care aveam eu rețea și pe care o procesam. Și asta e tot. Ok. Și atunci, tot ce a mai rămas pe partea de vision transformer uh, este practic împărțirea pe patch-uri. Aici tot așa face niște rearanjări, astfel încât să scoată peciuri. Ai parte de positional embedding care pornește de la o valoare random și o iau pentru numărul de peciuri. Mă rog, e un plus 1, dar în fine, ca dau și de clasă, dar o să practic pornesc cu un număr de vector egal cu numărul de peciuri care o să fie uh, vectorii mei de poziție pe care adaug peste elementele mele, am tokenul de cls și apoi am transformor meu. Și când îmi vine o imagine, o transform în peciuri, făcând niște rearanjări de genul ăsta. Uh, nu o să mai intru în asta. Uh, puteți să vă uitați voi după, uh, dar în fine ideea e că asta e parte imaginea în Peciuri și mi le linearizează. După ce împart în peciuri, iau și uh, repet tokenul de CLS pentru fiecare element din beci, pun tokenul de CLS lângă peciurile mele, apoi la X, la inputul meu, adun embedding-urile de poziție și apoi le trec prin transformor. După ce le trec prin transformer, iau tokenul de CLS, adică pentru fiecare, în cadrul fiecărui batch iau tokenul numărul 0, și primul token este cel de CLS, pentru că așa l-am pus noi să fie primul. Și îi mai aplic o transformare liniară și fac clasificarea peste el. După aia pot să mă întâlnesc pe asta ca pe o rețea normală. E ok? Are sens implementarea asta? Da, are sens. Super, mă bucur. Da. Cum putem să obținem acele vizualizări pe care ni le-ați arătat? Nu putem să scoatem mult mult strat de atenție. Uh, bună întrebare! Acum că știți uh, uh, cum funcționează implementarea asta, uh, ce puteți face este ca că, că aici, de exemplu, un player uh, de transformer, să vă duceți aici în partea de forward, în asta de atenție, care are aici matricea de atenție. Ok și uh, o secundă, cred că pot să copiez codul ăsta chiar dacă în fine, o să fac un nou colab chiar dacă nu o să pot să rolez că n-am niște imagini încărcate o să o să le editez măcar ca să vedeți ca idee ok bun ce-aș putea face este să mă duc aici în statul de atenție știu că aici este atenția mea și aici pe lângă output se returnează atenția aici în partea de forward să zic că x, at matrix este ceea ce îmi întoarce atenția scuze Uh, mă rog, ar fi atât output atât matrix este ce întoarce lerul de atenție peste x și apoi x este x plus uh, atât output și aici pot să-mi fac o listă de atât matrices care este goală și să zic atât matrices append de attention matrix și uh, mă rog, eu o să scriu că voi puteți să le vedeți pe astea peste pe uh, înregistrare după dacă sau mă rog, pot să vă dau chiar și la notebook la final. da, în fine, pot să iau matricea de atenție de aici, o pasez în partea de transformer, aici pe lângă output la forward pot să returnezi și atât matrices, attention matrices și aici când aplic transformer o să primesc și attention matrices pe care după aia pot să le returnez aici la finalul outputului. Și ce pot să fac este ca după aia în codul meu să zic că uh, output virgula attention matrices egal cu uh, model peste un input x și apoi dacă vreau matricea de atenție de pe ultimul strat pot să zic a egal atât matrice de pe ultimul strat, că aici le-am pus într-un vector pe fiecare strat, deci practic ultimul element din vectorul ăsta e matricea de atenție de pe ultimul strat. Și după aia, dacă vreau matricea de atenție în funcție de uh, tokenul de CLS, o să iau A de uh, prima dată de deci să zicem pentru prima imagine, pentru tokenul de CLS, care o să fie 0, vreau să iau atențiile pentru tokenii de la 1 încolo. De ce de la 1 încolo? Pentru că nu mă interesează dacă cum s-a uitat tokenul de CLS la el însuși. Deci, pentru prima poză, pentru tokenul de CLS, iau atențiile față de toți tokenii în afară de CLS, adică ea de la 1 încolo. Și după aia dacă le plotezi, o să arate uh, pentru dino fix ca aici. Uh, pur și simplu le dai plot. Dacă ne uităm aici pe codul din notebook-ul ăsta pe care pot să vi-l dau. OK. Uh, ce face? Deci modelul este un uh, from pre-trained dino. Output-urile este că trece imaginea prin uh, rețea și apoi au un output.attentions care e fix ce am făcut noi, practic am atâția de atenție de pe fiecare strat. Și apoi poți să iei uh, output.attentions de minus 1, uh -huh. adică attention maps de pe ultimul layer. Ok, scrie și aici, perfect. Uh -huh. Și apoi... Uh, pot să iau pentru prima imagine uh, de pe toate headurile. A, ah, ok, am uitat de headuri când am scris codul în partea cealaltă. Uh, în fine. Ok, deci pentru prima imagine, de pe toate headurile, pentru tokenul de CLS, atenția față de peciurile din imagine, exclusând tokenul de CLS. Și când plotează aici, o să aibă un vector de 6 matrici de atenție, de 3600, că atâtea o sunt în imagine. Și când ploteze aceste poze, o să-ți arate așa. Și practic poți să vezi la ce se uită fiecare head. ta Da Dacă vreți să fiți... Uh... Ok, asta ți-a răspuns la întrebare? E ok? Da, e ok. Super! Da, aici am chiar codul de la v 2 Și mă rog, ăsta este mult mai complicat decât ar trebui să fie În general codul de la hacking Face Este foarte convoluted Dar, în fine Ideea este că chiar dacă porniți de la un dacă puneți la un model din ăsta pre-trained, în principiu o să puteți să identificați uh, componentele mari și să aveți acces la chestii de genul ăsta. De exemplu, aici, în modeling din OV2, am uh, din OV2 self-attention. A, ah, ok, asta sunt alte chestii pe care trebuie să vi le explic. O să trecem și la asta. În fine, revenim. Uh, în care, la forward are uh, queries, keys și values, în care aplică câte un strat liniar pe fiecare. Uite, straturi liniare, Uh, după care, Attention Score este înmulțirea între Queries și Keys, unde tot așa la Key facem transpunerea ultimilor două uh, dimensiuni. Aici este o chestie despre care nu am apucat să discutăm încă, dar în fine. Uh, valorile astea din atenție se ponderează uh, cu o constantă care este asta uh, ca să ai o distribuție mai uh, smooth cumva. Adică să n-ai atenție doar către un singur token și să nu-ți pese de ceilalți. Uh, îi domolești pe toți ca în loc să ai o chestie foarte ascuțită, adică gen, să nu-i pese de niciunii și doar de un singur să-i pese foarte mult, să-i pese de toți câte puțin. În fine. După aia ai parte de softmax care transformă alea în probabilitate. înmulțesc atenția cu valoarea și apoi tot așa fac niște concatenări, permut, aplic stratul liniar și apoi întorc outputul final și matricea de atenție. Și de asta la final o să puteți să o găsiți în output.attentions. Ok, super. Asta ca să-ți răspund la întrebare. Ok. Atunci, ce mai rămâne de discutat? există cel puțin două tipuri mari de atenție. O să iau poza fix aici pentru că nu am altă idee mai bună. Așa. Există ceea ce se numește self-attention, care, care, este fix ce -am discutat noi până acum, în care toate inputurile se uită la toate inputurile. Și mai există ceea ce se numește cross attention, care funcționează în felul următor. Dacă, de exemplu, voi vreți să traduceți o propoziție, să zicem, o să aveți, cred, da, asta e, cred că e a fost fix făcut pentru, pentru translate, o să aveți o parte de encoder în care iau propoziția pe care vreau să o traduc și encodez uh, toți tokenii din propoziția aia, care funcționează fix cum am discutat noi până acum. Adică iau fiecare cuvânt, în loc să am pe am cuvinte, o să discutăm puțin și despre parte de cuvinte, dar tocmai dată, mă rog, puteți să vă imaginați că e fix la fel, doar că în loc de pe am niște vectori pentru fiecare cuvânt, îi trec prin rețeaua mea de transformer și obțin câte o reprezentare pentru fiecare token, pentru fiecare cuvânt. Și apoi mai există ceea ce se numește decoder în rețeaua asta, care pentru parte de text funcționează în felul următor. Iau cuvintele pe care le-am prezis până acum și le primesc ca input și încerc să prezic următorul cuvânt. Cum arată arhitectura prin care eu încerc să prezic următorul cuvânt? Păi, iau cuvintele pe care le-am prezis până acum, o să am self-attention, adică o atenție în care cuvintele de output poate să, poate să se uite toate la toate. Mă rog, nu chiar o să avem o discuție aici, dar în fine. Și apoi mai am partea de cross-attention, în care cuvintele de output emit queries și chiurile urile și value-urile sunt luate din uh, propoziția encodată, din encoder. Care este ideea? Că eu practicam cuvintele mele de output și încerc să prezic următorul cuvânt de output, adică încerc să modelez următorul cuvânt de output ca să modelez următorul cuvânt de output, ce am nevoie? Am nevoie să știu ce am zis până acum. Asta e partea de self-attention în care mă uit la cuvintele pe care le-am prezis până acum. Și mai am partea de cross-attention în care când încerc să construiesc reprezentarea mea pentru următorul cuvânt, încerc să aduc informație din propoziția aia încă o dată. Deci dacă am o propoziție în română pe care vreau să o traduc în franceză, când vreau să prezic următorul cuvânt în franceză, mă uit pe toate cuvintele în franceză pe care le-am prezis deja, în parte de self-attention și după aia în parte de cross-attention, cuvintele în franceză o să emită queries și o să ia keys și values de la cuvintele în română în ideea de a lua informație din propoziția din română pe care vrea să o traducă, să o aducă în reprezentările pe care le face decoderul pentru Cuvântul din franceză care trebuie să urmeze, și apoi am parte de fit forward. M-am grăbit puțin că sunt aproape la. sunt foarte departe cu timpul. Are sens partea de cross-attention? De ce am vrea și în ce situație ar fi utilă? Și cum funcționează? Da, nu da. prea da. înțeleg cum ar, unde ar fi asta ajutor la imagine. Uh, uh, bună întrebare. Uite, de exemplu, vreau să iau o imagine și să descriu imaginea în cuvinte. O să am Encoderul meu, practic, o să primească imaginea și o să-mi codează uh, toate patch din imagine. O să am o grămadă de token care reprezintă imaginea la nivel abstract. Și apoi decoderul meu o să fie un transformer care procesează text, care ca input primește cuvintele pe care le-a prezis până acum. Face self-attention între cuvintele pe care le-a prezis până acum, ca să vadă ce a zis până acum. Apoi are o cross-attention în care cuvintele se uită la imagine ca să poată să ai informații pentru a prezice următorul cuvânt. Și făcând secvențial self-attention, cross-attention, la final o să prezic, vă mă rog, o să pot să prezic care e următorul cuvânt. Uh, are sens? Da. Super. Uh, cu drag. Deci aici, aici intervin și partea de combinație între vision și uh, language. Uh, poți pot, să, fac o chestie de genul ăsta. Poți să am un encoder care îmi encodează imaginea, poți să am un decoder care uh, scoate text și cu fenomenul ăsta de cross-atenție, practic tokenul de text poate să-și ia informație din imagine ca să-și uh, formuleze următorul cuvânt pe care vor să-l zică. E ok? Am o întrebare, dacă Da. Eu nu prea înțeleg dacă putem închide înapoi la imagine. Da? Acolo când vine partea de cross rotation, cum putem să avem uh, kids și queries într-o parte, că sunt un număr diferit de tokens, spre exemplu, la propoziția de franceză, și apoi pe dreapta, dacă avem română o să vină un alt număr de vectori de feline, ar fie numărul egal de vectori, de value și de keys, dar să corespundă unul alt, Bună întrebare. În practică, nu. Nu trebuie să fie egal. Adică ce o să se întâmple e că matricea asta nu o să fie un pătrat, cum e aici, o să fie un dreptunghi. Pe partea de queries o să am cuvintele din output, din propoziția în franceză, și pe partea de keys o să am cuvintele în română. Și nu mă deranjează dacă am doar trei cuvinte în franceză și 10 cuvinte în română. Eu după aia o să asociez câte o pondere fiecare cuvânt din română. Ce este important este ca numărul de keys să fie egal cu numărul de values. Dar dacă eu am 10 keys și 10 values, pentru un query o să asociez câte o pondere la fiecare din cele 10 key și apoi o să iau valorile celor 10 key, care sunt cele 10 cuvinte în română și fac suma ponderată. Cum funcționează un decoder de text? Uh, o Să iau imaginea asta pentru că, mă rog, era la îndemână. O să primească ca input cuvintele pe care le-a prezis deja. Pardon. Și o să aibă ca output același număr de token ca cei de input, dar fiecare token trebuie să-și prezică următorul cuvânt. O să am un token inițial de start de propoziție, uh, care este învățat, punem și de valoare random și este învățat. Și uh, la final o să vreau ca după ce fac o clasificare peste token ăsta să obțin fac o clasificare peste un vocabular, am un vocabular predefinit. Numărul de clase o să fie egal cu numărul de cuvinte din vocabular și la final vreau să iau tokenul ăsta, să aplic un strat liniar peste el și să-mi dea probabilități pentru fiecare cuvânt din vocabular și o să-l iau pe uh, la cel mai probabil. De ce se face asta? Pentru că îmi permite să fac o chestie care se numește paralelism la training în care eu la training practic pot să trec o singură dată prin decoder să-i dau toate cuvintele mele de input în afară de ultimul ca input și la output să mă aștept să am toate cuvintele pe care trebuie să le am la output shiftate, shiftate cu 1. Adică jos vedeți că am start, several famous people are și sus am several famous people are singing. Uh, deci, practic, pentru un uh, decoder de text uh, o să primesc ca input uh, un set de cuvinte și ca output vreau ca fiecare cuvânt să-și poată clasifica următorul cuvânt de după el. La training asta se face în paralel, pentru că știu toate cuvintele de input și știu toate cuvintele de output care trebuie să fie. La inferență, asta se face într-un mod care se numește autoregresiv. Când testez uh, modelul ăsta, ce o să fac este că o să bag uh, tokenul de start și o să fie clasificat în Several, apoi o să bag start și Several uh, prin rețea, prin decoder și o să obțin Several Famous, apoi bag uh, start Several Famous și obțin uh, Several Famous People și așa mai departe. Adică la Training pot să învăț rețeaua să le prezică pe toate odată. Asta dă un foarte mare avantaj, pentru că nu mai trebuie să fac repetiția asta la training. La inferență, din păcate nu prea am ce să fac și trebuie să rulezi de câte o dată pentru fiecare cuvânt. Dar cumva, schema asta de a face fiecare cuvânt să, să, să poată fi clasificat în următorul cuvânt ne ajută pentru că la training putem să băgăm toată secvența de input, știm toată secvența de output și într-o singură uh, trecere, printr-un singur pas prin decoder, uh, pot să antrenez uh, decoderul pe toată secvența. Are sens? Da. Super. 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 Și acum, uh, asta e un aspect care este important de menționat. Uh, există o diferență între un uh, decoder și un encoder în termeni de self-atenție când vreau să encodez ceva, în cadrul self-atenției, toți tokenii se uită la toți tokenii. Când vreau să... Când am un decoder, în care, practic, un token vrea să-l prezică ceea ce urmează după el, nu se pot uita toți tokenii la toți tokenii, pentru că la training, dacă aș da ca input toată uh, propoziția, ceea ce o să și fac, Practic, server ar putea doar să vadă că lângă el e famous și să ia de acolo informația de care ar avea nevoie. La decoder, matricea de atenție mai are o operație aplicată peste ea, în care practic fac egale cu zero atențiile de la un token către tokenii care urmează după el. Adică niciodată un token nu are voie să se uite la ce urmează după el în secvență, ca să poată să-și facă reprezentarea. Și matricea de atenție o să arate ca o a, matrice pe care dacă o împărțiți pe diagonală în jumătate de în matrice nu o să fie nimic și în jumătate o să fie atențiile care erau inițial. Adică, practic, tot ce facem este să mulțim cu zero toate atențiile între tokeni care urmează după tokenul curent. Adică tokenul 1, de exemplu, o să poată să se doar la el tokenul 2 o să poată să uite doar la 1 și la 2 și în restul o să aibă 0. tokenul 3 o să poată să uite la 1, 2 și 3 și în restul o să aibă 0. Și așa mai departe. Adică matricea de atenție o să fie cumva triunghiulară. O să ne facem o mască de 0 ori și de 1 ori. Unde am 0 unde vreau să păstrez atenția și... Scuze, am 1 unde vreau să păstrez atenția și 0 în rest. Și mulțesc masca asta cu matricea de atenție și așa mă asigur că un token nu se uită în față ca să ia informații de unde n-ar trebui să o ia. Deci cumva diferența între un self-attention pe encoder și un self-attention pe decoder este faptul că matricea de atenție de la decoder are și această mulțire cu masca, care nu permite la token să se uite în față. Bun, cum... hai să vorbesc puțin și de text ca să... să acoperim și asta puțin. La text funcționează absolut identic. Singura diferență este că în loc să am patch la intrare am cuvinte, am discutat deja de faptul de decoderul de la text, uh, cum funcționează. Ultima, ultimul lucru de care poate ar trebui să vorbim la partea de text este vocabularul. Uh, stați că m-am pierdut printre toate astea. Ah, vocabularul. Uh, cum se face vocabularul pentru un uh, model care procesează text? Poți să ai un vocabular care este făcut uh, într-un fel ajutat de lingvistică, dar poți să ai și un vocabular care nu este care este complet programatic, adică nu are nimic de lingvistic în el și care este și multilinguici. Cum faci un vocabular pentru data ul tău care este multilinguici și nu are nevoie de intervenția unui lingvist? Păi, iau textul meu, iau tot textul pe care l-am luat de mână, nu contează în ce limbă este, nu contează cum este formatat, îl păstrezi și cu emoji și cu caractere chinezești, arabești, tot, efectiv tot. Și le încodez folosind uh, în bytes. În Python puteți să-i uh, faceți foarte ușor conversia unui string la uh, bytes, e o singură linie de uh, cod. Și practic ce o să obțineți este uh, a ceva de genul acesta. Adică pot să iau textul care este aici și să obțin uh, o secvență de numere de la 0 la 255 care, practic, să-mi încodeze caracterele din text. Uh, mă rog, probabil ați auzit de codul ASCII, în fine, ai și niște caractere dubioase încodate în bytes, nu o să intru în, în partea asta, dar în principiu ideea e că poți să porești de la text care este scris în orice limbă și cu caractere dubioase și cu emoji și așa mai departe și să-l convertești asta în uh, bytes raw. Uh, și, practic, un byte are o valoare de la 0 la 255 și poți încoda practic textul într-o secvență de numere de la 0 la 255. Pentru început, asta e vocabularul tău, adică primele 256 de cuvinte din vocabular o să fie chiar baiții ro pe care îi găsești în text. Apoi, cum creezi cuvinte mai complexe? Păi mă uit pe tot textul meu și văd care e cea mai uh, comună secvență de două caractere care vin unul după altul. Și pe exemplu ăsta o să văd că e 23 și 12, că apare de foarte multe ori. Și apoi ce o să fac este că o să iau secvența asta de bytes 23 și 12 și o să o transform într-un nou cuvânt care o să fie cuvântul 256, unde cuvântul 256 o să fie practic doar înșiruirea de uh, bytes uh, 23 și 12. Uh, aici n-am mecit numerele exact, dar în principiu dacă vă luați un text în engleză, probabil cea mai comună secvență o să fie spațiu E și atunci o să am un nou cuvânt în vocabular, cuvântul 256, care o să fie cuvântul spațiu E pe care îl introduc în vocabular. Și apoi înlocuiesc... pardon, înlocuiesc toate secvențele de 23 12 cu 256 și continui Iar Iarăși văd care sunt cele mai... cea mai comună secvență de două numere alăturate și creez un nou cuvânt care este practic doar unirea celor două numere. Și așa obțin ceea ce... Uh, vocabularul care este folosit de Uh, OpenAI și la, la toate GPT-urile. Uh, se numește Tiktokanizer, puteți să-l găsiți pe net. Aici, pentru demonstrația asta, am pus chiar uh, uh, GPT-4O. GPT-2 are 50.000 de cuvinte făcute așa, deci are un vocabular de 50.256 peste care se mai adaugă tokenul de start, uh, mă rog, scuze, 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 un token de end of text uh, care ar fost fi să fie al 50257. lea uh, GPT-4 are undeva la peste 100.000 de uh, cuvinte. Dar, în principiu, lumea face procedeul 100 de -a unic cele mai comune cu două cuvinte până la undeva la 50.000-100.000, depinde ce cât de mare vrei să fie vocabularul, depinde cât de puternic este modelul. Și aici este un exemplu de uh, token. De exemplu, A mare este un token, tokenul 32. E luat direct din ASCII. ZI legat este un token, tokenul 3000, în fine, 3100 și ceva. Spațiul la este un token, tokenul 557. Spațiul Intel este un singur token. Egan, care este chestia comună, este un singur token. C este un singur token. Spațiu artificial este un singur token. Și practic așa pot să-mi fac doar prin procedura asta simplă, pot să-mi fac un vocabular de oricâte, scuze, un vocabular care poate, să, care poate fi multilanguage și cu care pot face predicții, tot așa, în orice limbă vreau eu, cu un număr strâns de cuvinte, 50.000, 100.000 și pot să prezic chiar și emojis și astfel de, și alte caractere dubioase, în ideea în care dacă modelul uh, nu are emoji un vocabular, pur și simplu poate să-l prezică ca secvență de biți adică biții care alcătuiesc emoji-ul ăla, poate să-i prezică unul după altul și când o să fie parsat textul, o să apară emoji -ul. Și apoi, după ce obțin vocabularul ăsta, într-un transformer de text, la final, clasificarea se va face uh, pe baza vocabularului. Dacă am 50.000 de cuvinte în vocabularul ăsta, am 50.000 de clase, când prezic următorul cuvânt. Și la input o să folosesc un layer de embedding, uh, despre care sper că vi s-a mai vorbit, dacă nu o să fie o prezentare specială pentru legată de embeddings. Dar în principiu ce face layer-ul de embedding este că asociază fiecare cuvânt din vocabular un, vector random, inițial, și apoi învăț cu gradient descent cea mai bună reprezentare pentru fiecare cuvânt din vocabular. Deci, practic, pentru fiecare cuvânt am un vector care inițial e random și se învață pe parcurs. Se învață care e cea mai bună reprezentare pentru cuvântul ăla ca eu să pot procesa textul. Uh, and that's it. În principiu, cam astea sunt diferențele între procesare de uh, imagini și text pe bază de Transformer. La imagini primesc peciuri aici, iau cuvinte, îmi creez, îmi creez vocabularul, ori iau un vocabular presetat, ori posibil crezi creez cu uh, programatic în felul ăsta. Pentru fiecare cuvânt din vocabular am un uh, vector care inițial e random și se învață pe parcursul întâlnirii cu gradient descent. Și apoi la partea de output fac clasificare pe parte pentru fiecare cuvânt din vocabular. Și pe parcursul rețelei, dacă este o rețea de tip decoder, care vrea să-mi prezică ce urmează în secvență, am grijă la matrice de atenție să mulțesc cu o mască care să nu îmi lase cuvintele să se uite în față, să prezică următorul cuvânt doar uitându-se în spate. Și pentru partea de encoder-decoder am secvențe de self-attention cu cross-attention spun că timpul mi-a expirat, uh, deci o să mă opresc aici. Uh, bun, dacă mai aveți voi întrebări sau alte lucruri de discutat. Cum decide programul ce token să folosească pentru ce cuvinte? Cum era un exemplu de dinainte, inteligență, putea să-l împartă ori Intel și sau Inteligență? Uh, corect. Uh, Mă rog, prin schema asta, practic, adică grupează cele mai comune secvențe de caractere și uh, asemănător cu ce am zis aici. Deci, când formez vocabularul, iau uh, cele mai comune uh, două din astea, două, sec, două caractere care apar unul după celălalt și le comprim într-un singur și creez vocabularul. Tot adăugând combinații, tot adăugând combinații, tot adăugând combinații. Și apoi, când vreau să încodez un text, urmez fix procedura pe care am urmat-o când am creat vocabularul. Adică, dacă în lista mea de cuplări 23 și 12 a fost prima secvență care s-a cuplat o să caut în textul meu 23 și 12 și le grupez în 256. Adică secvența de cuplări pe care am făcut-o la crearea vocabularului o aplic în ordine pe textul meu ca să obțin grupări în aceleași token pe care am avut când am făcut vocabularul. Și ce o să se întâmple este că dacă am... Uh, să zicem că am, uh, nu știu, CASA și el a văzut la, la când am creat vocabularul, a văzut doar casa. Dacă i-aș da casa, mi-l pune un singur token. Dar dacă pun casă, îmi pune cas și a separat. Uh, de ce? Pentru că o să-mi lipească ca K, K, cu A și mi iese ca, ca un singur cuvânt, după aia vede ca și S că s-au cuplat în vocabular și o să se cupleze și aici. Și după aia o să caute vocabular, ok, dar cas și a uh, apare cuplat în vocabular, nu, no. deci rămân 2 tocăți separați. Mă rog, ăsta e un exemplu foarte prost, dar cumva ideea este că... Uh, Uite cum i-a făcut aici. Uh, până aici era făcut 2 tokeni, dar când am mai pus ăsta, mi-a făcut 3 tokeni. Adică E nu făcea parte din Egan, dacă n-am mai pus ceu, eu e N nu mai face parte din Igen. Uh, și modul în care se ajunge la chestia asta, adică modul în care știe el să împartă în trei cuvinte, este că urmează cuplările din, uh, în ordine în care s-au întâmplat în vocabular. Și dacă, de exemplu, aici ar putea să mă facă N unul după altul, să mi într-un cuvânt, IG să mi grupez într-un cuvânt, și dacă este doar Igen, zice că ok, IG și EN am văzut că apar în lista mea de cuplare și să le cuplez și pe ele. Dar dacă mai pun și c la final, ce o să fac? O să-mi eu cu g, eu cu NU, c cu eu și apoi uitându-se pe ordinea în care trebuie să fac cuplările, o să zică ok, EN cu CE au fost cuplați mai devreme decât a fost cuplat IG cu N în vocabular. Așa că mai întâi face cuplarea asta și apoi IG rămâne singur și nu mai cuplează cu el pentru că nu are Ig cu N cuplat în vocabular. Am înțeles, deci o iau în ordine. Da, exact. Deci, ordinea în care ai făcut cuplările la crearea vocabularului, când uh, ai textul tău, iei cuplările fixe în aceeași ordine și le faci fixe în aceeași ordine. Și așa poți să obții Ig ca un singur token, dar dacă mai pui C e după Ig e separat și N se separat. Uh, da, nu știu că am vorbit prea repede. A avut sens, măcar în mare, așa? Da, am înțeles. Ah, super, mă bucur. Mulțumesc. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru activitate, întrebări și da, cam atât din partea mea. Mulțumesc din nou, o seară frumoasă și mult succes!